S-a lăpustit asupra lui și a zis, ce ai în plasă, dă aici. La care el a zis, nu vă pot dacă i-a vrut și s-a luat la bătaie și au început să-l bată și au început să-l bată rău. Și el spunea că așa groază l-a luat că la cei oameni el vor omorâ, încât când a fost jos, a prins cu mâna lui un lemn și cu lemnul acela, ridicându-se în picioare, din câteva lovituri, a pus cam în doi lați. Și a făcut două crime. A fost familia acelor etnici, au plătit și procurorii și judecătorii se dea pedeapsa maximă pe executare și a executat 25 de ani. Frații mei, mă uitam la el și mi-a povestit cum s-a întâlnit el cu Domnul. Cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, cum Dumnezeu a transformat viața. A fost o experiență transformatoare pentru mine. La ora 2-3, mai țin minte, am mers la gare, am cumpărat bilet, a plecat spre Anglia, dar dimineața copiii noștri s-au trezit. Și dați-mi voie să vă spun, a fost pentru mine experiența pe care am putut să o pun în inima copiilor mei. Și ei m-au întrebat, cine a fost aseară? Cum au zis gălăgia. Și eu cu soția mea am cumpărat să spun aseară, în casa noastră a fost Iisus. Dragii mei, ei își povestesc elementul acela, deși nici nu cunosc asta fizionomia acelui om. Vreau să spun un lucru, dragul meu, ce faci pentru copilul tău, valoros, care ține, care e important, e legea Cuvântului Dumnezeu care o pui în inima lor. O pui în inima lor însemnând valori, însemnând practici, însemnând experiențe. Dragii mei, informația e prea puțin. Pentru că Gedeon a fost cel care a venit odată și a zis, indignat, unde sunt minunile despre care ne povestesc părinții noștri? Părinții noștri ne oferă doar informație. Unde este practica? Unde este elementul vizibil? În această zi, închei, ești chemat să fii un părinte care crește, educă și inspiră oamenii lui Dumnezeu. Omul acela va deveni om al lui Dumnezeu, copilul tău, dacă, dați-mi voie să accentuez cu expresie matematică, dacă și numai dacă, oferi copilului tău nu doar informația, ci legea Cuvântului Dumnezeu. În ea oferi valori, oferi practici, oferi experiențe. Așa să te ajute Domnul, pe tine, pe mine, pe noi. Amin. Amin.